Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la emisiunea Ora de Risc, o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii, realizată cu lideri și specialiști de top. Și uneori chiar și cu politicieni, chiar cu parlamentari, pentru că astăzi, uite, îl avem alături de noi pe domnul deputat Iulius Marian Firțac și vrem să-i urăm bun venit în emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație. Și pe Mihaela Cârcu, secretar general al Asociației pentru Promovarea Asigurărilor. Vorbim despre domeniul bancar și o să vorbim în mod special despre situația creditelor. În acest domeniu au apărut în ultima vreme o serie de inițiative care, deși par a face bine, deci sunt gândite în sens pozitiv, implicațiile aplicării acestor măsuri ar duce la blocaje în lanț în economie și la o serie de efecte negative. Eu am un credit de nevoi personale, Mihaela are un credit de locuință, să zicem că ne pălește o năpastă și intrăm în șomaj tehnic și nu prea mai sunt așa mulți bani, că am cumpărat alimente și măști și așa mai departe. Care este situația în domeniul bancar cu creditele, că am auzit o mulțime de povești, cu suspendarea lor, cu e în favoarea cetățeanului, nu e, ce are Parlamentul în vedere în privința asta sau iarăși ne trezim cu ordonanță de urgență? Da, este la modă această temă, toată lumea vrea să vină cu soluții pentru piața bancară. Situația la momentul actual este următoarea. Avem în vigoare o ordonanță care spune că pentru toate persoanele afectate în mod direct sau indirect de pandemia mondială de noul coronavirus, se poate suspenda plata ratelor bancare cu până la 9 luni de zile, până la maxim 31 decembrie 2020. Cum se face această suspendare? Printr-o simplă solicitare pe care clientul, debitorul, trebuie să o depună la banca de la care a luat creditul. Ce înseamnă că a fost influențat în mod direct sau indirect de către pandemie? Înseamnă că el, debitorul, a avut veniturile afectate, adică i-au scăzut veniturile, a intrat în șomaj tehnic sau și-a pierdut locul de muncă, nu primește nici șomaj în această perioadă, sau un membru al familiei și de membru al familiei, înțelegând soț, soție, copil sau părinte, dar care se gospodărește împreună cu el, la aceeași adresă, deci dacă una din aceste persoane a fost afectată de către pandemie, se consideră că debitorul nostru a fost afectat în mod indirect și din nou poate să depună cerere pentru suspendarea cu până la 9 luni a platei ratei. Și de aici se desparte în două ordonanța și se referă în mod special la cei care au credite ipotecare și creditele de nevoi personale împreună cu creditele pentru persoane juridice rămân în cealaltă parte. În ceea ce privește creditele ipotecare, ordonanța și norma de aplicare a ordonanței spune așa: poți să soliciți până la 9 luni amânarea ratei, dobânda din această perioadă de 9 luni de zile o vei plăti în următoarele 60 de luni împărțit în mod egal și creditul va fi prelungit cu acea perioadă pe care tu o soliciți până când, peste, bineînțeles, termenul pe care tu l-ai avut. Deci dacă ai avut un credit pe 30 de ani, îl mai prelungești cu încă 3 luni. Asta dacă, bineînțeles, vârsta permite prelungirea creditului. Deci care sunt costurile? Dacă îmi permiteți să luăm un exemplu. Avem un credit. Cred că ar fi cel mai bine, pentru că uneori mecanismele astea bancare sunt mai greu de înțeles. Am înțeles povestea cu... Deci dacă aveam un credit pe 60 de luni și eu îl suspend timp de 6 luni, el se va prelungi cu aceste 6 luni. O să fie și, pe... la cel ipotecar care este pe 30 de ani se prelungește cu 3 plus 6 luni. Atenție. Deci pot să nu-l mai plătesc astea 6 luni, dar dobânda va fi împărțită pe perioada de credit rămasă. Da, chiar de-aia vreau să vă dau un exemplu ca să vedem cum arată. Da, vă rog. Luăm în calcul un credit de 250.000 de RON pe 30 de ani. După un an de zile de plată de acel credit, am ajuns la momentul la care rata de 1.330 de lei se împarte în felul următor. 1.020 de lei înseamnă dobândă după un an de zile și 316 lei înseamnă rambursare din principal din credit. O suspendare pe 6 luni, înseamnă că acea dobândă de 1000, luăm rotund ca să fie mai simplu, 1000 de lei timp de 6 luni de zile, eu trebuia să plătesc băncii 1000, 6000 de, 1006, 6000 de lei. 6000 de lei.
această dobândă pe care eu nu o plătesc timp de 6 luni de zile, o împart pe 60 de luni pe următorii 5 ani din acest contract de 30 de ani pe care eu l-am. Deci asta înseamnă practic o rată de 100 de lei în plus pentru mine timp de 60 de luni, pentru că eu nu plătesc dobânda timp de 6 luni de zile. Prelungind creditul cu 6 luni, rata îmi rămâne aceeași după perioada de suspendare. Deci eu rămân în aceeași rată de 1337 de lei plus 100 de lei timp de 6 luni, timp de 60 de luni, timp de 5 ani, pentru a acoperi dobânda din această perioadă. Asta este situația pentru creditele ipotecare, unde vârsta clientului permite prelungirea cu 6 luni de zile a creditului. Dacă vârsta nu ne permite, atunci rata va crește, pentru că perioada creditului trebuie strânsă și rata va crește cu vreo 15-20 de lei în funcție de sumă. Pentru exemplu pe care l-am luat noi, va crește cu 20 de lei rata. Deci practic voi avea timp de 342 de luni, încă 20 de lei în plus în fiecare lună, plus 60 de luni plata acestei dobânzi din cele 6 luni de 6.000 de lei. Deci, e ca și cum se face o amânare combinată cu o reeșalonare. De plata dobânzii nu scapi, de plata creditului nu scapi, doar e o perioadă până când îți revii, îți găsești un alt loc de muncă și așa mai departe. Bun, mă bucură că a stat această concluzie. Au fost în piață bănci care au venit cu soluții. Și au venit și au spus, și mie personal termenul mi se pare așa cum și lor i s-a părut mare, termenul de 9 luni. Și au venit și au spus, pentru 3 luni de zile, noi permitem clienților noștri de pe credite ipotecare să nu ne mai dea deloc acea dobândă. Deci pe speța noastră vorbim de 3.000 de lei. Uh-huh. Nu este de neglijat această sumă. Da? Nu ne dau această dobândă și noi le prelungim creditul cu 3 luni de zile. Deci practic, ei 3 luni de zile nu plătesc nimic, nici dobânda aia nu trebuie să ne dea nouă. Și soluția a fost foarte bună și au fost, cred că, 3 bănci în piață care au venit direct cu soluția asta în momentul în care ordonanța a intrat în aplicare. Problema a fost următoarea, dată de noi politicienii care sunt mai deștepți decât cei mai deștepți. A venit ordonanța la Senat și acolo, în Senat, ordonanța a fost modificată și solicitarea de amânare a ratelor nu o poate face doar cel care este afectat direct sau indirect. O poate face orice cetățean care dorește să nu mai plătească în perioada de criză, în perioada de pandemie, rata la bancă. Indiferent că poate sau nu mai poate să plătească, că este afectat sau că nu este afectat. Practic, se introduce un risc major pentru sistemul bancar în această ordonanță. Ordonanța trebuie să ajungă acum la Camera Deputaților, Camera Decizională, și să spună dacă această decizie pe care Senatul a luat-o este bună. Camera Deputaților are aceeași structură parlamentară ca și distribuția voturilor pe partide ca și Senatul. Deci este posibil ca această modificare să rămână. Adică după această săptămână, această ordonanță să se aplice tuturor cetățenilor, nu doar celor care sunt afectați în mod direct sau indirect. E, apărând acest risc, aceste oferte despre care am vorbit mai devreme, pe care băncile le-au făcut, au dispărut din piață. Băncile le-au retras din piață. Pentru că există riscul ca foarte mulți cetățeni și cei care sunt în posibilitatea să plătească ratele să facă această solicitare. E într-o frică firească, dom'le, hai să rămân, dacă pot să rămân cu banii ăștia în buzunar, chiar dacă i-am, hai să rămân să nu plătesc. Și ne-am trezit că am scos de pe piață printr-o mișcare, hai să-i spunem populistă, că până la urmă asta este, printr-o mișcare populistă făcută în Senat, am eliminat oferte foarte bune din piață. Băncile s-au speriat și au retras acele oferte. Deci, de fapt, decizia Senatului, și o să rog pe Mihaela să comenteze, pentru că ea e cu creditul ipotecar, eu sunt cu un credit de nevoi personale mult mai mic, ea și-a luat locuință, eu am cumpărat o mașină. Ea a făcut o investiție, eu am făcut o cheltuială. Bun, deci înțeleg așa că Senatul îți dă libertatea ție ca cetățean să te împrumuți la orice bancă și să nu mai dai bani înapoi. Dacă extindem un pic decizia pe care a dat-o Senatul, dar practic hotărârea lor concret, ca să nu îi luăm pe domnul senator prea în glumă, să luăm în discuție serios, ei au spus că orice cetățean român trebuie să aibă acest drept de a solicita către bancă neplata ratei timp de 9 luni de zile
pentru a avea la dispoziție mai multe lichidități, ceea ce introduce, repet, un risc sistemic pentru sistemul bancar din România. Deci este, dacă n-ar fi de râs, ar fi de plâns. Da, am înțeles. S-ar putea ca cetățeanul să fie mult mai afectat de afectarea sistemului bancar decât e afectat de faptul că timp de 9 luni ar avea... Știți cum e vorba aia? Ce e pe mere, dai pe pere? Da, vedeți, fiecare este măsură... foarte important de văzut ce decizii luăm în această perioadă de criză și pe ce perioade. Să le luăm cu pași scurți, nu să ne întindem și termenul. Din punct de vedere personal, este hazardat termenul de 9 luni. Mi se pare foarte mare această perioadă și încurcă și clientul și banca. O persoană fizică care vine și face solicitarea de amânare a ratei pe 9 luni de zile, de exemplu, pe maxim, nu mai poate, după ce se aprobă de către bancă și se face rescadențare reșelare, nu mai poate să vină să spună în luna iulie: domne, stai că criza s-a închis din mai, nu mai există. Să presupune că din mai nu mai există stare de urgență. În iunie, de la 1 iunie am reînceput serviciu. Dacia, de exemplu, și Ford au anunțat că în mai vor începe serviciu, vor redeschide fabricile și vreau să plătesc. Din iulie vreau să plătesc rata. Nu se poate. Ai făcut solicitarea conform ordonanței. Rata este suspendată până în decembrie, timp de 9 luni de zile. Deci nu poți să revii asupra acestui termen. Ia zic că pașii mai mici, mai mărunți sunt mai bine veniți ca să nu creeze dezechilibre majore în economie. Nu trebuie să oprim economia acum și după aceea să nu mai știm cum să o pornim. Pași mărunți și numai exact acolo unde este nevoie. Mihaela, ce zic consumatorii? Pot să vorbesc dintr-o perspectivă personală, nu aș putea. Te rog, chiar te rog. Consumatorii. Ce pot să zic este că am citit în presă, nu știu dacă datele sunt chiar la zi în acest moment, că undeva în jur de 200.000 de persoane au cerut deja băncilor această amânare a ratelor pe diverse perioade. Acum problema e că, într-adevăr, situația este în acest moment o situație de criză în care vorbim de aproape 1 milion de contracte de muncă sau poate chiar mai mult suspendate în România în ultima lună. Evident, sunt oameni care au nevoie de ajutor pentru a depăși această perioadă, însă printr-o măsură generalizată, cum e cea gândită de a permite tuturor să nu-și plătească ratele la credit timp de 9 luni, deci până la sfârșitul anului, evident că limităm posibilitatea celor care ar dori să acceseze în această perioadă un credit bancar de a o face, pentru că băncile cred că vor fi foarte reticente în următoarea perioadă de a acorda orice formă de credit. Deci e posibil să apară blocaje în tot ce înseamnă sectorul imobiliar, achiziția de automobile, de bunuri de consum îndelungat, cu durată mai lungă de viață. Deci e posibil să asistăm la niște blocaje în lanț ale economiei, pentru că dorim să facem să oferim tuturor această posibilitate de a nu plăti ratele pentru a avea o lichiditate în plus în această perioadă. Deci băncile ar fi expuse unui pericol ca astăzi să-ți dea creditul și mâine tu să ceri amânarea cu 9 luni a lui. E o situație care ar putea fi speculată de multe persoane. E ca o perioadă de grație de 9 luni care ar pune cumva la pământ și sistemul bancar și în mod indirect, exact cum spune Mihaela, și economia. Noi suntem la finalul emisiunii noastre de astăzi și vreau să îl întreb pe domnul deputat dacă ar fi așa să cei care se uită sau care doar ne ascultă să rămână cu un singur lucru din tot ce am spus noi astăzi aici, care ar fi acela? Care e elementul fundamental care ar fi de reținut din tot ce am discutat noi despre sistemul bancar? Dar nu știu la care cuvânt să... Sunt prea multe. Atunci mergem pe o propoziție. Okay. Siguranță sau încredere. Aceste două cuvinte ar fi să le folosim ca și o concluzie. Cred că toate produsele despre care am vorbit conferă siguranță și trebuie să avem încredere că nu vor exista probleme în piața financiară dacă, bineînțeles, în zilele, săptămânile următoare nu vor exista schimbări legislative majore.
Mulțumesc foarte mult, mulțumesc colegei mele Mihaela Cârcu, sunt Sergiu Costache, ne-am aflat la o nouă emisiune Ora de Risc de acasă, by Exprim, o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii, realizată în deopște cu lideri și specialiști de top și uneori, cum ați văzut și astăzi, chiar și cu parlamentari. Sugestia mea este una singură, să urmăriți în continuare emisiunile Ora de Risc, în care venim cu subiecte tot mai interesante și să vă abonați la canalul de YouTube Exprim. Este foarte simplu de făcut și în felul ăsta veți fi de fiecare dată la curent când vom posta emisiuni noi. Discutăm cât de curând cu doi specialiști din piață despre ceea ce se întâmplă pe piața RCA, care sunt implicațiile și cum faptele bune sau inițiativele bune, cum a fost și cea a Senatului, se pot transforma în riscuri sistemice și pot să facă rău tuturor.